Un număr de 624 de cazuri de COVID-19 au fost înregistrate în Maramureș de la începutul pandemiei și până acum. Față de ultima raportare, s-au confirmat încă 12 cazuri noi de îmbolnăviri cu coronavirus. Cele 12 cazuri noi provin din tot județul și nu au legătură între ele, au explicat reprezentanții Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș. Instituția a anunțat la acest sfârșit de săptămână alte trei decese la persoane care au fost infectate cu COVID-19. Este vorba despre două femei din categoria de vârstă 40-49 de ani, respectiv 60-69 de ani. Al treilea deces a fost raportat la un bărbat de peste 70 de ani. Toate persoanele au prezentat comorbidități. Astfel, maramureșul a ajuns la un număr de 37 de decese. CJSU Maramureș mai informează că în județ sunt 241 de persoane internate și aflate sub tratament medical, 11 persoane confirmate și izolate la domiciliu sau în locația declarată, 332 de persoane vindecate și externate din spital. La nivel național, până astăzi au fost confirmate 62.547 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus și 30.300 de pacienți au fost declarați vindecați. În unitățile sanitare de profil sunt internate cu COVID-19 7.763 de persoane. Dintre acestea, 476 au nevoie de îngrijire de specialitate în secțiile ATI. Statisticile oficiale indică faptul că până la această dată la nivel național au fost prelucrate 1,38 milioane de teste. În urma testelor efectuate față de ultima raportare la nivel național, au fost înregistrate 779 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2.